Noapte sângeroasă în Armenia, după ce premierul a semnat un acord de pace cu azerii, act pe care populația îl vede drept o capitulare în fața dușmanului. Rusia a intermediat această așa zisă pace din Nagorno-Karabakh, iar armenii au fost atât de supărați încât au ieșit cu miile în stradă la Erevan. Mii de oameni au intrat cu forța în sediul guvernului, îl căutau pe premierul Nicol Pașinian, pe care îl acuză că s-a predat în fața dușmanului. Și pentru că nu l-au găsit, au vandalizat clădirea. Apoi, mulțimea furioasă a mers și la Parlament. Le-a căzut în mâini șeful legislativului, pe care l-au scos din mașina în care era și l-au bătut până la inconștiență. După, au intrat în sala de plen și au cerut demisia premierului, care a venit la putere tot după o revoltă de stradă. Nicol Pașinian s-a adresat oamenilor prin Facebook Live dintr-o locație necunoscută. Juma, caiați fel e, ein. Armenii îl acuză pe Nicol Pașinian că doar execută ordinele lui Putin, care abia așteaptă să-și trimită soldații în enclava chinuită de război. Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Ca să înțelegi, armenii au ieșit extrem de șifonați din acest așa zis acord de pace. Singurul lor avantaj este că acum nu se mai trage, practic nu mai au pierderi. În rest, azerii rămân în controlul tuturor teritoriilor ocupate de război, iar 2000 de soldați ruși vor sta în Nagorno-Karabakh ca să mențină pacea. Tot ruși vor fi și grănicerii care vor controla drumurile dintre Armenia și enclavă. Președintele regiunii separatiste a spus că a fost și el de acord cu pacea, ca zona pe care o conduce să nu cadă de tot în mâinile azerilor.